cei mai mulți oameni au auzit despre existența lui Dumnezeu. Cu toate acestea, pentru mulți, cuvântul Dumnezeu nu înseamnă mare lucru. Aceștia nu cunosc cine este Dumnezeu, nici lucrările pe care le-a făcut El. Ei nu cunosc nimic din sfințenia lui Dumnezeu, nici puterea și dragostea Lui. Ei nu știu că Dumnezeu e interesat de viața lor și nici cum pot să-L cunoască. Noi însă îl cunoaștem pe Dumnezeu. Da, noi îl cunoaștem. Noi știm că Dumnezeu este creatorul lumii și izvorul vieții. Dumnezeu susține toate lucrurile și guvernează întreg universul. Dumnezeu este Duh. Dumnezeu nu are început nici sfârșit. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu e puternic, drept și sfânt, sfânt, sfânt. Când Dumnezeu a creat lumea, l-a creat pe om desăvârșit, fără prihană. L-a înzestrat cu înțelegere și suflet dumnezeiesc, având deplină libertate de a-și folosi priceperea și a se îngriji de suflet după dorință. I-a făcut din coasta sa o femeie, apoi a creat o grădină care era bogată în toate, unde cei doi trăiau în deplină sfințenie și fericire. Dumnezeu, ca părinte înțelept, a așteptat să vadă ce fel de alegere va face copilul său. Aceasta a fost piatra de încercare. Aceasta a fost clipa în care omul a dorit să-și folosească libertatea în alegerea drumului, bun sau rău. Omul a ales răul. Ce poruncă le-a dat Dumnezeu primilor oameni? Dumnezeu le-a poruncit să nu mănânce dintr-unul din pomii grădinii în care trăiau. Au ascultat ei porunca lui Dumnezeu? Nu, au ales mai degrabă să împlinească pofta inimilor decât să umble pe calea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat atunci când oamenii au păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Ei au pierdut părtășia cu Dumnezeu și au deschis calea suferinței, judecății și morții. Oare toți oamenii sunt păcătoși și vinovați în fața lui Dumnezeu? Da, toți. Niciun om nu este neprihănit, pentru că toți au păcătuit. N-ar putea oare Dumnezeu, care e atât de iubitor, să treacă cu vederea faptul că toți suntem păcătoși? Nu! Păcătos ca mine lui, Iisus Domnul meu, pe fața pământului, ticălos și rău. O, vai, cum voi sta, Doamne, înaintea Ta, când Tu vei veni, unde atunci voi fi? Dumnezeu nu poate lăsa păcatul nepedepsit. Ca urmare a păcatului, omul a devenit gol, lipsit de orice slavă și sfințenie, de aceea acum el simte și goliciunea de din afară. Și-a pierdut nevinovăția, el fuge dinaintea sfintei fețe a lui Dumnezeu și caută să-și acopere el însuși goliciunea. Dumnezeu îi arată omului că a devenit gol și trebuie să fie acoperit. Numai Dumnezeu poate acoperi.
nu și omul. Acoperirea se poate face numai prin sânge. Viața pierdută prin păcat stă în sânge, deci pentru răscumpărarea acestei vieți trebuie să se dea sângele în care locuiește viața. Dar sângele acesta nu putea să fie sângele niciunui animal, nici a unui om care este deja vândut păcatului și și-a pierdut puterea de răscumpărare, ci trebuie să fie sânge fără de păcat, numai sângele curat al unuia care singur putea să fie mielul de jertfă. Ce deosebire între el și noi! Atunci când voia Tatălui și de asemenea răutatea oamenilor i-a arătat crucea, el plecă capul umil și o primi fără niciun murmur, așa cum vestise mai dinainte prorocul Isaia. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, el n-a deschis gura. Biciuirea, batjocurile, scuipările, smulgerea bărbii, drumul cel greu spre calvar. Cuiele, coasta străpunsă, nu l-au determinat să se împotrivească. El n-a deschis gura. Chinuit, n-a amenințat. El nu a purtat nici ură, nici amărăciune împotriva lor. Chiar în clipa în care aceștia străpungeau mâinile și picioarele, el a murmurat: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Să ierți, Doamne, că nu știu ce fac. Voi bea paharul până fund și tac. Iar Tu, Părinte-n dragostea cea mare, îi ierți pe toți, îi ierți pe toți, le dai iertare. Nimic din acestea nu ar fi avut loc dacă el n-ar fi fost mielul. Și toate acestea numai pentru a plăti prețul păcatului tău și al meu, purtând păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru a ne ierta și curăți dacă ne pocăim de ele. Mai mult, Dumnezeu vrea să ne ducă la cruce ca să vedem acolo cum păcatele noastre au rănit și ucis mielul. Noi l-am răstignit de fiecare dată când nu am acceptat să ne fie zdrobit euul nostru. Mielul însă a îndurat totul prin blândețea sa, pentru ca prin sângele său să ne acorde iertare și curățire dacă ne vom pocăi sincer. Acest gând ar trebui să ne zdrobească mândria noastră, să ne aplece inimile la pocăință. Am putut vedea cum păcatele noastre sfâșie inima lui Iisus, suntem frânți și gata de pocăință. Atunci porumbelul va veni din nou la noi, aducând cu sine pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Prin Golgota suntem salvați. Golgota este sfârșitul luptei și biruința. Învierea este triumful. Înălțarea este descoperirea. Răpirea este efectul deplin al biruinței. De acum avem pacea cu Dumnezeu, căci prin sângele Său vărsat pe cruce, Hristos a făcut pace cu Dumnezeu pentru noi. Când intră Hristos, în inimile noastre suntem eliberați de păcat. În mijlocul furtunii dezlănțuite care face ravagii, inimile noastre sunt liniștite și se odihnesc. Deoarece, în sfârșit, noi am găsit pacea cu Dumnezeu. Sfânt, Tu ești așa de mare, dacă îngerii îți cântă și dacă munții tremură înaintea Ta, noi, oamenii, trebuie să Te slăvim și să-Ți mulțumim că putem veni înaintea Ta fără frică, în numele Domnului Iisus. Dumnezeule mare și puternic, nici nu putem înțelege cât de mare ești, iar noi suntem așa de mici. Îți mulțumim pentru dragostea și
grija ta. Ajută-ne să nu ne mândrim niciodată, să nu uităm că Tu ești Domn peste toate și că tot ce avem noi îți aparține Ție. Atunci Te vom slăvi în veci de veci. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, căci ne-ai dat prilejul ca prin jertfa Fiului Tău drag să avem garanția mântuirii noastre. Tată Ceresc și Sfânt, știm că suntem păcătoși înaintea Ta, dar, Doamne, îndură-Te de noi și iartă păcatele noastre în numele Domnului Iisus. Amin.